8:35. Bună dimineața, dublu sau nimic. Avem 800 de euro pentru Anca din Deva. Bună dimineața, Anca. Bună dimineața. Ancuța, ce faci? Uite, la muncă deja. Foarte bine, bravo. Zim că ești cu cel puțin 4 colegi. Sunt cu un singur coleg care este și soțul meu. Aha. Firmă mare. Ești și șeful tău? No. E șeful meu, dar suntem numai noi doi în firmă. Nu avem alți angajați. Adică eu sunt angajata lui. Am înțeles. Deci el e șef la serviciu și tu e șef acasă. Vă împărțiți. Da. Atribuțiune. Da. A fost asta, a fost un fel de rail. Bine, da, Anca, da, da, da. Atunci, da. Fii atent, tu și toți angajații din firmă, da, da. Puteți participa în această dimineață la dublu sau nimic. Premiul va fi doar al tău, deci anunță-l pe angajatul de lângă, că premiul da, e doar al tău. Da? Îl anunț, da. Îl anunț. Bine, bine, eu sper să mă ajute și el și atunci cred că trebuie să îi dau și lui ceva, nu știu, ne înțelegem. Dacă vrea să aibă bani de buzunar, da, ar trebui să te ajute, da? Da. Bine, Anca, fii atent, ai 8 secunde ca să răspunzi la fiecare întrebare. Noi avem 4 întrebări, niciuna mai mult. Te poți opri oricând în timpul jocului și rămâi cu banii câștigați până atunci sau dublezi de fiecare dată, dar riști să răspunzi greșit sau să nu răspunzi corect în 8 secunde sau să nu răspunzi deloc și atunci pierzi banii, sau toți parțial, banii. Parțial sau... Da, sau și parțial. Și mă rog, poate să mai întâmple tot felul da, de chestii. Variante. Să întrerupă telefonul, să... Da. A, asta, dacă se întrerupe telefonul, da, e grav iarăși. Ai spart ceva? Nu am spart nimic, stau pe o masă și eu scârțit. Mă sprijin pe o masă, adică nu chiar stau pe masă. Am înțeles. Cum îți convine. Bine, în momentul ăsta, când spui tu că ești gata, începem. Sunt gata, ce să mai... 100 de euro. Spune-mi, Anca, cine a pictat Gioconda? Gioconda. Picasso. Picasso. Michelangelo. Pe om, stai așa, Michelangelo până... zice soțul. Și tu zici Picasso. Da. Deci tu ai zis Picasso și soțul a zis Michelangelo. Da. Luca, cred că niciunul. Luca, Rafael. Rafael, Vlad și sunt Grigoresc. Voinic. Grigorescu. Dar să știi că nu știu nimic. Merg și eu pe Tonița. Haideți, mă, zău, popule. Mă, dacă spuneai Mona Lisa, știa. Mona Lisa, știi? Soțul, știi Mona Lisa, cine o pictat? Da Vinci. Iar. Și Gioconda? Ai. Și Gioconda? Nu, no, e confus soțul, gata, s-a pierdut. Mă bazam pe șeful și m-a lăsat balta. Aolea, șefule, ce o să pățești tu pentru ziua de azi? N-ai. Ai greșit. Treia să te duce. Treia să o pleci. O să plătească scump. După aprovizionare. Of, of. Da. Leonardo da Vinci. Da, Gioconda și Mona Lisa practic același lucru. Da. Te pare rău, Anca? Da. Nu putem trece mai departe. Data viitoare! Data viitoare, da. Data, mai angajați pe cineva în firmă. Mai angajăm, da. Da. Mulțumim că ne ascultați. Mulțumim. Mâine plecăm de la 200 de euro și ajungem la 1600. Ai vrea tu.